O doamnă absolut minunată alături de noi, o mare actriță a României, care va veni alături de noi și sunt convins că în acest moment vă veți bucura și veți fi foarte fericiți să vă vedeți cu doamna Tora Vasilescu. Da, da, doamnelor și domnilor, sărut mâna, sărut mâna, pupăm, pupăm. Pupăm de departe acum, că nu mai știm, nu vedeți cu virozele astea, cu toate astea. Pupăm și ne bucurăm. Doamnelor, domnilor și domnilor, mă uit la doamna Tora Vasilescu. Am văzut-o și într-o emisiune de umor. Impecabil. O bucurie să vă văd. La fel de tânără, frumoasă și grozavă. Nu ai libertatea să spui ce consideri. Eu mai am și eu nemulțumiri, să știi. Dar vă rog frumos, luați loc. Acum, nu știu exact cum e cu nemulțumirile astea, dar s-o luăm pe rând. Ce mulțumiri pot să apară, doamna Vasilescu? Pentru că altfel, de iubit, lumea vă iubește. Mă bucur foarte mult că filmele se dau și se tot dau. Lumea vede toate nestematele, toate acele capodopere cinematografice rămase în istorie pe care le-ați făcut. Și eu m-am mirat, să știi. M-am mirat pentru că... Dar filmele sunt superbe, indiferent de epocă. Nu, nu, mă gândeam că lumea o să ne uite filmele, mă rog. Noroc cu televiziunile, Cinemaratonul, mă rog. Da, 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 e chiar la noi în familie Cinemaratonul, din familia noastră, Prima TV, da? Care tot au dat filmele românești și sigur că am rămas și eu surprinsă, pentru că aproape uitasem multe din filmele pe care le-am făcut. Da, foarte frumos. Da. Pe de altă parte, vreau să vă întreb, acest tonus pe care, repet, l-am văzut și la emisiunea Unde Umor, unde făceați un roast și povesteați lucruri acolo, cum vă păstrați acest echilibru, acest fel de a fi al dumneavoastră în același în mod și același farmec pe care îl știm dintotdeauna al Torei Vasilescu. Cum? De unde? Benzina, cum vine? Cum țineți echilibru? Cum faceți? Dragul meu, când am aflat de curând că Jack Nicholson, pe care îl iubesc la nebunie, sau Bruce Willis, au probleme cu memoria. Exact. Când am citit în lecturile mele că între 30 de ani și 70, celula nervoasă nu mai produce electricitate, 50% scade, mi-am propus să citesc în domeniu. Știi că oamenii de vârsta mea, eu am trecut la 70 plus. Puțin înainte. Încep să aibă așa puțin inhibiții față de tot domeniul ăsta IT, de tehnică, de... Și am descoperit că bătrânețea poate să fie foarte frumoasă, că poți să ieși din starea de supraviețuire, în starea de bucurie, de plenitudine. Exact. Rămân milioane de lucruri de învățat, de experimentat și mai mult, sunt anumite terapii care te ajută să poți lucra cu creierul tău, să-ți controlezi chimia corpului. Cum faceți? Ce ați învățat și care sunt metodele pe care le folosiți pentru dumneavoastră? Personal, am lecturi în spate de la, mă rog, Joe Dispenza, Greg Braden, care sunt dintre primii 100 de influencer din lume. Sunt invitați la workshop-uri. Eu am vibrat cu acești oameni. Și atunci am intrat, hai să spunem, în câmpul unificat, în câmpul cuantic, acum e adevărat. Oamenii, dacă simt puțin elitism în interviul tău, se trag înapoi. Știi? Oamenii nu iubesc chestia asta. În general, pornit de la mass media, se merge spre lucrurile mai mediocre, când te comporta, ai vorbit cu niște copii. Da. De aceea, puțin m-am jenat să vorbesc despre aceste lucruri. Am făcut antrenamente neuronale, am găsit chiar clinică, un cabinet, să spunem, un centru, unde se pot face la modul științific, adică pornind de la... Antrenamentele neuronale vă ajută pentru a menține ceea ce spuneați dumneavoastră, acest tonus și apropo de celule? În primul rând, echilibru din organismul meu, armonia. Ai văzut un om când e în armonie cu el, nici câine nu-l latră. Așa este. Nu? Foarte frumos. Oamenii simt acest câmp electromagnetic. Când intri într-o încăpere, imediat... Noi comunicăm acum la nivel energetic sau absolut de rezonanță. Da, 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 da. Și sunt bucuroasă că am reușit să am încredere în acești oameni
să mă las pe mâna lor. Se pornește, mă rog, de la o scanare a creierului, adică cu metoda de electroencefalogramă. Se vede clar în ce stare este creierul tău și cum poți să-l antrenezi. Sunt mai multe metode. Și după aceea sunt pe metode pe care le faceți la cabinet sau sunt și exerciții pe care le faceți acasă? Sunt vreo 5 ședințe pe care le faci la cabinet. Exact în momentul în care tu ai casca aceea pe cap, electroencefalografă, nu? Se vede pe un program, pe un soft, pe calculator, ce se întâmplă în creierul tău, cum te poți concentra. Se spune că când creierul se liniștește, când coboară undele cerebrale, atunci ești în starea de... organismul se poate vindeca. Interesant. Cel mai tare organismul se vindecă în somn. Când undele cerebrale coboară la delta, în somnul profund vorbesc. Așa este. Și prin urmare înveți, la un moment dat, cu ajutorul aparaturii, să înțelegi cum ajungi în unde alfa, de exemplu. Pentru că noi suntem, în general, în beta. Atenția noastră este în exterior. Da. Toate gândurile astea... Creierul analitic, adică marele subconștientul, el ne conduce. Așa este. Tot programul acolo e. El știe cum să face digestia, cum dorm, cum, mă rog, toate celelalte. Dar gândurile ne omoară, cum se spune. Așa este. Da. Și în momentul când reușești să ocolești acest creier analitic, să cobori în alfa, este starea aceea de creativitate, de liniște, de... mă rog, acești oameni pe care îi citesc minunați vorbesc de câmp unificat. Da. Dumnezeire, de fapt. Dumnezeire, foarte frumos. Vreau să vă întreb și vorbim după câteva minute de publicitate. Deci ați făcut aceste exerciții. Cum simțiți că v-au îmbunătățit viața? Pentru că este, ideile sunt minunate, lecturile sunt importante. Doamna Tora Vasilescu a făcut acest pas. Care este pasul înainte și cât de mult bine a adus în viața domniei sale? După câteva minute, un interviu care vă poate schimba optica. Stați cu noi! Vasilescu v-a povestit modalitatea prin care păstrează echilibru din punct de vedere mental și sufletesc. Deja am cunoștință care ne întreabă cum se numește locul în care merge doamna Vasilescu. Pe de altă parte, întrebarea de după pauză, de dinainte de pauză, era: ați fost, ați făcut aceste ședințe, ce ați simțit? Care este plusul? Am continuat și acasă, este și o altă terapie, tot împrumutată de la acest centru. Cum se numește? E o terapie cu o băientiță care are un câmp electromagnetic, pulsativ, și care îți coboară undele cerebrale. Foarte frumos. Și intri în starea aceea alfa. Este prima dată când am înțeles cum să fac meditație, ani de zile. Am fost și prin Brazilia, la John of God, cum să spun. Așa, așa. Da. Ați fost, nu? Am fost. Nimeni n-a reușit, și toate cărțile pe care le-am citit, să înțeleg cum faci meditație. E o analogie, așa? Spui unui copil cum să meargă cu bicicleta, dar îi dai toate sfaturile, să se uite înainte, să se... Nu! Până nu înțelege el cum va fi echilibru. Așa este. Așa e și cu meditația. Până când l-am înțeles unde trebuie să merg cu atenția, pentru că energia ta merge acolo unde e atenția ta. Imaginați-vă că te doare genunchiul. Dacă tu te gândești la genunchiul ăla, te doare de 10 ori mai mult. Așa este. Mi-a venit o idee care m-am gândit că aș vrea să o spun. Vă rog. Un lucru pe care l-am citit undeva și mi-a plăcut și îl exersez. Ai o durere fizică, de exemplu, o accepto, dă-i un sens durerii tale. Accepto în favoarea scăderii durerii cuiva apropiat. Știți la cine mă duceți cu gândul? La Dorel Vișan. Deci am jucat împreună, suntem colegi. Știți că Dorel Vișan a trecut printr-o boală foarte serioasă și povestea cum se concentra și simțea cum o mică armată din corpul lui lupta cu fiecare celulă bolnavă și are tot de asemenea foarte multe lecturi și lucruri foarte interesante. Bun, după ce ați făcut aceste tratamente, cum vă simțiți acum? După ce am făcut tratamentul, primul rând am vrut să mă testez. Nu, primele ședințe, nu. Am zis, domnule, ia să văd dacă mai pot memora ușor două pagini mari, a patru. Că lumea crede că noi actori învățăm ușor. Nu învață nimeni ușor. Sigur că în tinerețe bateria era bună, energia, și învățam mult mai repede. Dar cu timpul scade. În sfârșit.
să nu vorbim de aceste lucruri, să nu ne lăsăm pradă lor. Nu. Și am învățat un text mare, lung, l-am făcut și sunt mulțumită că nu am făcut stand-up comedy, să spun niște bancuri. Da. Am învățat un text. Nu e lucru ușor, fraților. Încercați la 71 de ani să învățați pe de rost 2-3 pagini și să-l mai și spui în fața unei săli ca un stadion. Pentru că lupți cu energiile acolo, da, acolo e altă da, treabă. Da, cu atât mai mult cu cât unde spuneați textul, era un public amestecat. Nu era, domne, vin la Tora Vasilescu. Ia, era un public amestecat, erau tot soiul de generații acolo. Să știi că noi actorii... tot soiul de oameni sceptici, unii vă priveau avansată. Într-un fel, altul altfel. Am văzut și eu filmarea. Deci erau unii care se uitau așa, prejudecăți, prostii. Noi simțim agresivitatea asta, să știi. Dar de multe ori e genul acela de oameni care vor să te tragă în jos la nivelul lor. Așa adică este. E vorba aceea, dacă n-ai succes, mai bârfim și noi puțin ca să... Da. Dacă nu poți să te ridici, măcar adu-l la nivelul tău. Mai pot să-l duc la... Da. Da, foarte frumos, doamnelor și domnilor. Și eu aș putea spune că e o lecție de viață și încercați să găsiți acele metode care vă fac să mergeți mai bine. Mă scuzi, mai e o idee pe care... ar fi bine dacă tot a fost subiectul interesant. O altă metodă e cu o cască cu infraroșii. Și am studiat și am aflat că lumina infraroșie e lumina de aur a vieții. Ea pătrunde mai adânc în celule, la nivel de mitocondrii, unde se formează electricitatea, energia. Deci ca o baterie de telefon. Excepțională. Doamnelor și domnilor, Doamna, i-am spus un secret doamnei Vasilescu. Nu, dar ar trebui, nu toată lumea are casca asta. Poți să stai la soare. Așa? Și să bei apă proaspătă și să te impregnezi. Dar e bine să și te gândești la lucrurile acestea. Adică să conștientizezi. Asta e secretul. Doamnelor și domnilor, am făcut o mărturisire doamnei Vasilescu, în afară de faptul că mă uit întotdeauna cu o iubire extraordinară la filme, roluri... mă bucur foarte mult că se dau aceste filme pentru că se vede arta, frumusețea, dar și interioară, dar și chipul extraordinar. Apropo, toată lumea se îngrijește de cum arată corpul, dar mai puțin cum arată mintea. E adevărat. Și cred că de aici vine și faptul că dumneavoastră radiați și în interior și exteriorul dumneavoastră este... Ai simțit asta? Da, chiar serios. Și cu asta am să închei cu doamna Vasilescu. I-am spus că noi ne-am mai văzut acum câțiva ani de zile într-o emisiune și am simțit că acum a prins saripi într-un fel, ceea ce este foarte important. Joc teatru. Nu, ca să rămânem în glumă așa, nu? Doamnelor și domnilor, da, dincolo de teatru nu se face fără adevăr până la urmă și de aici încolo lucrul ăsta e cel mai important. Sinceritatea nu e o politică bună în general. E adevărat. Dar în film și în teatru e musai. Vă mulțumim foarte mult, vă pupăm. Să aveți zile, să se apropie sărbătorile, să aveți sărbători frumoase. Să ne vedem. Mulțumesc. Cu bine, cu pace. Și o să o mai întrebăm pe doamna Tora dacă mai are vreo cale nouă de a se desăvârși. Să învățăm și să fim cei de acasă pregătiți pentru această perioadă de alienare, de anxietate. Asta este soluția. Vă mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Mergem mai departe.